Spectatori, ne aflăm pe malul lacului Iznagov, unde s-a petrecut un lucru cu absolut senzațional. Bombă la toate buletinele noastre de știri. Știți ce s-a întâmplat aici? Un grup de localnici care practica pescuitul sportiv a prins, știți ce? O sirenă. Extraordinar! Reportaj de exclusivitate. Haideți să luăm o declarație acestei minuni a naturii. Stop filmarea, opriți, n-aveți voie să filmați. Vă rog frumos, n-aveți voie. Acesta este un OSN. Nu am terminat ancheta, deci este un OSN. Ce este? Obiect scufundat neidentificat. Lasă-mă, domnule, cu OSN-urile. Ce, dumneata, n-ai auzit de libertatea presii? Nu. E ceva legal? Declarație extraordinară de la un polițist. N-ați auzit de libertatea presiei în România? Nu. Ce, domnule? Nu este libertatea presiei la noi? Nu, ba da, dar nu. Adică da, vă spun eu cum s-a întâmplat. Azi dimineața am ieșit mai de dimineață pe baltă cu barca asta, că m-a trimis nevastă, mi-am agonit. A zis, du-te, bă, bețivule. Și a adus și tu un pește, o buturcă, ceva, o cipă. Așa, palpitant și? Ca să scoți suica. Și în și? Acel moment, și exact... Vă rog frumos, numai o clipă. Dați-mi voie, ca salvamar, vă spun eu cum s-a întâmplat. Dânsa era în năvodul dânsului. Da, așa. Da, și ronțea un șirac de covrigi, de l-am pierdut eu în apă acum două zile, că eram și cam afumat. Da. Că am salvat mulți, domnule, și care cum îl salvez, mă cinstește, iar îl salvez. Domnule, lăsați, domnule, detaliile astea și îmi pare rău, când fac reportaj și nu mai veniți, domnule, chiar așa, că mirosul mă zdrușe. Da. Stimați telespectatori, absolut senzațional. A fost prinsă o sirenă. Da, domnule, da. Ceva. Eu am crezut că vreun pește de aici a înghițit pe jumătate vreo pațachină de asta de turistă. Așa. Dar nu se mai potole, să știți. Așa. Și a tras o vâzlă peste coadă. Extraordinar. Și? Și a început să ții pe capul de turistă. Extraordinar. Și? Da, și în acel moment ea m-a mușcat pe mine de nas și a sărit în barcă. Eu în momentul ăla cum era să facă? Domnul Țăran, mi-ai spus că nu de nas. Ba da, de nas. Lasă-l, domnule, de nas. Ce să-l las, domnule, dumneata, știi ce ai comis acum? Nu. Sper jur ai comis. Lasă-l, domne, numai cu nasul, că-l omoară nevastă. Da, domnule, am înțeles, gata, rămâne la nas, gata, las că tai la montaj ăsta, nu mai faci probleme. Așa, și mai departe. Și pe urmă eu am prins pe dânsa de aripioare și dânsa aici de față i-a făcut respirație buși la buși. Da, nu, și să vedeți că după aia sări pe mal și nu vrea să-mi plătească resuscitarea gură la gură, care oricât s-a făcut, să știți, conform regulamentului, în mod corect și pe banii statului. Deci care va să zică, domnul salvamontist, avem și o tentativă de evaziune fiscală. Fiscală, scurtiță, salvamar. Fiți atenți, dacă nu mi-ți luai eu pe peștoaica asta acum și o ați vânt în nou în lac, că nu se mai poate. Păi știi ceva? Că am văzut-o acum două seri. Fără surs, făia, toples de la fără sutien. Hai, domnule, lasă-mă. Da, domnule, are dreptate, doamna. Și ce a spus, domnule, sacul ăsta pe ea, ca să n-avem noi ce filma aici? Vă rog frumos, domnul reporter, da. Vreau să nu te ambalezi, da? Că e cald și transpiră, mișcă puțin. Mișcă, da? Vedeți ce este aici? Așa frumos, unduită. Avem efecte din dotarea secției. Măsuri specifice pentru cazurile de încălcare flagrantă a liniștii publice. Da, dacă nu mai am liniște cu nevastă-mea și să-i pune și un sac pe cap să te... Nu, să nu-i puneți nimic, domnule, să nu-i puneți nimic, că trebuie să plătească resuscitarea gură la gură. Dar, de fapt, știți ce? Am o idee. Ia dați-mi mie pe mână o lună de zile, conchiriez la muzeul Antipa, dă și eu o reprezentație pe seară și mi-am scos cheltuielile, domnule. Adică ce vrei să-ți ia, lasă-mă, drag? Adică ce vrei să spui, nea Salvamontule? Salvamar, da. Adică ce vrei să spui? Că m-a te alegi cu banii și noi care am prins-o la noi în barcă, da, ca proștii, păi da ce? Nu? Păi da ce crezi că suntem proști? Nu, nene, să stea la noi aceia să ne arate unde e peștii, așa, să mama, mai facă așa. Și o tocăniță, să mai spele rupele, să mai facă o ceapă. Așa, mama, așa. Dar opa, eu, opa, da? Domnișoara țărancă, da. Va ieși porumbelul din gură. Racolare pentru munca la negru. Racolare pentru munca la negru, ați încurcat-o. Bă, pe tine, proces verbal. Te-a mușcat, nu mai dă nas? Da, mamă, nu mai dă nas, mamă. Eu se mar... Da, nu mai dă nas, mamă. 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 Un grup de cetățeni. Ce fac acești cetățeni decât să se certe în loc să se bucure de această legendă multimilenară care a devenit realitate sub ochii noștri? De această poveste de pe vremea lui Ulise. Ulise care a întâlnit și el...
Da, da, da. Здравствуйте, румунский. Я люблю лавой, честно говорю. С у нас да 3-3-3, шо фашим кам повести. Dumneavoastră, spectatori, această minune a naturii vorbește, dacă ați observat bine. De unde sunteți, domnișoare? Eu siriena de la Ucraina, născută la Chernobyl. Oi! Thank you.